O reuniune la scară europeană ar putea avea loc săptămâna viitoare în legătură cu embargoul impus de Moscova produselor agroalimentare europene. Anunțul a fost făcut de către ministrul francez al agriculturii, Stéphane Le Foll, transmite agenția France Presse. Citez, se prevede o reuniune la scară europeană încă de săptămâna viitoare și, dacă este necesar ulterior, va fi convocat un consiliu informal al ministrilor agriculturii, a indicat ministrul francez, care a precizat că a avut contacte cu omologii săi germani și polonez. Potrivit responsabilului francez, trebuie luate decizii pentru producătorii francezi și europeni. Există consecințe și există măsuri care pot fi luate împreună cu Comisia, a adăugat ministrul.